Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Sibiu, poliția rutieră a oferit șoferilor posibilitatea de a testa cum e să conduci pilit, tradițional românește, deci, cu samahoancă cu dasta de-a noastră, sau prăjit, prăjit pe prafuri. Degradare occidentală, că înțeleg că e din ce în ce mai des, folosind niște ochelari de realitate virtuală, și s-au înscris zeci de șoferi la test, au venit și mulți spectatori. Astea sunt evenimente foarte... Am participat și eu la un de-asta. Da. Am fost la un de-asta. Da, de ce vorbești așa? Încercam să fac pe bețivul, dar nu mi-e trecă. Nu, dacă e și altceva. Pare să fii din altă parte a societății. Ia mai zi o dată. Am vrut să particip și eu la un test ăsta odată. Așa sunt eu, beat. Ăsta a căzut sub masă, vă scoală de acolo. Da, deci într-adevăr, Zaf și cu mine am fost și noi la o testare de acest gen. Acum nu știu dacă... Zaf potolește de că nu pot să vorbesc. Deci acum nu știu dacă e la fel. Că acum zice că e cu... Nu e la fel, nu vezi că s-a schimbat accentul? E cu realitate virtuală. Noi când am fost, era o realitate manuală, fizică, manuală, dar spunea niște ochelari. Era foarte pe bune, adică erau niște ochelari cu mașina aia în toate direcțiile. Da, spunea niște ochelari de, nu știu, aveau niște prisme în lentile și vedeai complet cheaun și nu puteai, era foarte complicat să ții linia dreaptă. Ok. Și, mă rog, senzațiile sunt chiar remarcabile, adică ți arată, voi frate, dacă ești pilit, uite, cam așa vezi. Pentru prăjeală, pe vremea aia nu era. Cu prafuri, cu astea, acum înțeleg că le dă și cu... ochelari care au și cu praf. Bun. În fine, da. Și aici e Chichirezul care face știrea. Deci la testare s-au înscris printre alții și doi șoferi care veniseră gata matoi. Păi înțelege, și poliția le-a ridicat permis. Deci ei au venit, păi noi suntem mă bune aici. Nu ne trebuie ochelari. Da, dar avem nevoie de ochelari. Noi vrem să vedem cum e, noi suntem piliți, știi? Și ăștia le-au ridicat permis. De ce, mă, ce nedreptate? Adică au fost amendați și li s-a reținut. Adică oamenii au venit băuți, de ce? Da. Că ei vreau să vadă cum e să fii băut rău. Dacă e să... Eu acum păi nu-i interesat, adică știu care e efectul ăsta. Da, eu acum sunt doar un pic luat. Da. Dar așa să accentuez, că mi-e frică să intru în comă. Dar dacă ar fi să fie, cum ar fi, domn șef, care mă înțelegi? Da, mă, și le-au luat permisul, mă. Dar acolo, eu mă întreb, oamenii aia veniseră cu mașina? Beți să vadă cum e să conducă beți la testarea poliției rutiere? Adică n-are nicio logică, n-are niciun sens. Sau au venit pe jos? Că dacă au venit pe jos, de ce le-au luat permisul? Că era o testare într-un poligon. Trebuia să urmezi un traseu oarecare. Am înțeles. Bună inițiativă. Adică... Da. Deci dacă au venit cu mașina, voi sunt duși cu capul, dar... Ia uzi, Costele, că să faci testare, să vedeți cum e să conduci beat. Hai să mergem! Înțelegi? Sau altfel, cum? Da, asta a fost. Deci nu era un experiment. Vezi, de asta n-are lumea încredere. Da, da, vreau și cred. Ai încredere, tată, dacă te cheamă, te invită să conduci beat. Păi m-am prezentat să conduc beat și mie carnetul. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.